De ce am ales să fac acest episod de vlog aici, la Villa Florica? Mi-am amintit de ce spunea Bogdan Petricei cu HD-ul, că fără istorie nu este patrie și fără dragoste de istorie nu poate fi dragoste de patrie. Ion C. Brătianu, Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu, regele Carol I și regina Elisabeta, regele Ferdinand și regina Maria, frații Golescu, Barbu Știrbei, Ighe Duca, oameni care și-au lăsat amprenta asupra istoriei acestui pământ și acestui neam, oameni care au făcut sacrificii pe care nici nu le putem imagina pentru ca noi astăzi să fim aici și să fim oameni liberi. Există un loc minunat, acest loc, la o oră și puțin de București, un loc care păstrează moștenirea și energia marilor noștri înaintași. Nu doar pentru că aceștia au trecut pe aici, dar pentru că aici au scris pagini de istorie pentru România. Sunt Sebastian Burduja și am venit astăzi aici la Villa Florica, la domeniul brătienilor, ca simplu cetățean și ca bun român. Vă invit să-l descoperim sau să-l redescoperim împreună. După ce Ion Brătianu și-a pus propria amprentă pe această casă minunată, a rămas practic neschimbată până spre sfârșitul vieții lui. Ionel Brătianu l-a convins într-un final pe tatăl său, Ion C. Brătianu, să extindă această casă, ceea ce s-a și întâmplat din 1905 până 1912, principalele lucrări, sub coordonarea unui celebru arhitect al vremii, Petre Antonescu, cel care avea să devină arhitectul Arcului de Triumf și, bineînțeles, arhitectul așezămitelor Brătianu din Piața Amzei, despre care am mai vorbit în vlogul Planul pentru România. Mari iubitori de carte, brătienii aveau aici 4 biblioteci și peste 30.000 de volume, multe dintre ele extrem de prețioase. Constantin Argetoianu spunea la vremea respectivă că este cea mai însemnată colecție particulară de carte din țară. În 1949 au venit aici însă comuniștii și au făcut totul praf, bătându-și joc de această inestimabilă valoare, colecția de carte a familiei Brătianu. Probabil vă întrebați de ce se numește Villa Florica. Este în amintirea și în memoria primei fetițe a familiei Brătianu, Florica, cea care a murit, din păcate, la mai puțin de 3 ani și pe care părinții n-au uitat-o niciodată. Ion C. Brătianu moare în 1891, înconjurat de toată familia în această casă. Iar dorința este respectată. Este înmormântat alături de fiica sa, Florica, pe un deal din apropiere. Aceasta este crucea care marca mormântul lui Ion Brătianu și al Floricăi pe deal. Ulterior, în 1921, Ionel Brătianu și întreaga familie au decis să mute osemintele lui Ion Brătianu, tatăl lor, și ale Floricăi, într-o capelă pe care au construit-o, o capelă superbă din apropiere și pe care o vom vedea și noi. Ce m-aș fi făcut eu fără Florica? Aici mi-am regăsit întotdeauna sănătatea și puterea trupească și sufletească. Așa mărturisea într-o scrisoare Ion C. Brătianu. Și pentru Ionel Brătianu a fost locul celor mai importante și grele decizii. Povestește chiar nepotul său, Ion Pilat, momentul în care Ionel Brătianu a hotărât intrarea României în primul război mondial. Și de altfel spun istoricii, a avut marele fler să aștepte, pentru că armata României nu era pregătită, iar așteptarea până în 1916 a determinat practic soarta războiului pentru România și succesul proiectului Marii Uniri. Și spune Ion Pilat despre unchiul său, Ionel Brătianu. Îmi aduc aminte, când a fost să intrăm în război, s-a dus pe deal și a stat mult timp lângă mormântul tatălui său, pentru că avea un cult deosebit. Parcă ar fi voit să aibă o legătură sufletească cu trecutul, să caute din însuși zvorul pământului îndrumări pentru mai târziu. O altă amintire de atunci este a fiului lui Ionel Brătianu, Gheorghe Brătianu, mare istoric, care își amintește ziua de 8 august 1916, când mergea în automobil cu tatăl său și spune așa, se uita lung la dealurile de lângă Florica, la via care se pierdea în zarea prăfuită și ploioasă. În privirea lui tristă și întunecată, se întrezărea limpede o mare și dureroasă întrebare. Pe sufletul acestui om, care pleca să declare războiul, apăsau greu răspunderile hotărârii, poate și de teama nedeslușită a nenorocirilor viitoare. Am mai venit astăzi aici cu un motiv simplu, pentru că în astfel de vremuri tulburi, în care pare că totul e pus sub semnul întrebării, soluția este să ne întoarcem la valori, la marile personalități care au făcut această țară și să căutăm răspunsuri pentru viitor în trecut. Vă dau doar un singur exemplu de lucru unic petrecut în istoria României și nu știu câtă lume îl cunoaște astăzi.
La moartea lui Ion Cebrătianu, regele Carol I a sosit aici, la Villa Florica, a mers la căpătâiul lui Ion Brătianu, a îngenunchiat și de câte ori îngenunchează un rege, i-a sărutat mâna și a spus: am pierdut pe cel mai bun prieten pe care l-aveam. Iată, în câteva cuvinte, valoarea acestor locuri și valoarea acestor oameni. În 1921, după ce se sfârșește primul război mondial în 1918, reușește Marea Unire, Ionel Brătianu vine și termină această biserică, această capelă monumentală, extrem de frumoasă, simplă la interior. Aici, acasă la ei, la Villa Florica, se odihnesc mari brătieni. Ion C. Brătianu, lângă fetița lui Florica, fiul său, Ionel Brătianu, cel care a făcut România Mare, precum și alți membri marcanți ai familiei Brătianu. Spunea Ionel Brătianu că în chestiunile mari, în acelea de ordin moral care stăpânesc viitorul unui neam, de care sunt legate interesele lui supreme de onoare și naționalitate, nu pot fi prețuri de tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate care să te hotărască a te compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt și sigur al principiilor. Familia Brătianu și Villa de la Florica, împreună cu tot domeniul, sunt repere ale neamului românesc și simboluri pentru ceea ce noi, astăzi, cei care avem norocul să călcăm pe urmele pașilor acestor titani ai istoriei noastre, avem datoria să facem. Avem datoria să facem o țară liberă, o țară puternică, o țară mare, așa cum și-au dorit-o brătienii. Pentru democrație, pentru libertate, pentru credință, pentru viitorul mai bun al copiilor noștri. Dragi români, veniți la Villa Florica, bucurați-vă de aceste comori ale neamului românesc și luați de aici energia pentru a crede din nou în această țară. Uitându-ne în trecut, vom avea curajul și inspirația să construim viitorul. Acesta a fost un nou episod din vlogul politic Planul pentru România. Călătoria continuă de la moștenirea brătienilor la alte lucruri și locuri minunate ale acestei țări. Nu uitați să dați like, share, subscribe și să ne trimiteți comentariile pe care le aveți. Ne vedem data viitoare!